Simfonia 20 de ani de bere gratis în România și internațional. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața! Bine ați venit! Mie îmi place salutul ăsta de TV. Noi ne-am văzut cu o oră înainte, dar știți cum e. Se crede oamenii că acum ne-am zărit pentru prima dată. Da, și ce eveniment mare e că am venit noi. Da. Aveți mare treabă la Sala Palatului, nu? Sala Palatului, 1 noiembrie, ora 20. 120 de oameni pe scenă care vor cânta, să sperăm, aceleași note. 120 de oameni? Da. Asta înseamnă, de aia zici Simfonia 20, că aveți orchestră simfonică? Nu, e Simfonia 20 pentru că e un cumul al tuturor cântecilor, al tuturor culorilor pe care le-am pus noi în muzică. De-a lungul timpului. Și e greu să le împași pe toate, dar am reușit până la urmă. Au fost mulți orchestratori pentru acest concert, sunt 4 dirijori. Orchestra are 90, plus backing, plus cor, deci e foarte mare. Ați muncit ceva? Da, muncim din ianuarie. La spectacole mari cam așa se muncește. Noi vă ținem pumni, 1 noiembrie, Sala Palatului, ora 20. De unde găsim bilete? Bilete în rețeaua Eventim și la casa de bilete Asălii Palatului. Da. Am văzut că sunteți mari acolo, afișați pe... Da. Pe poster. E posterul pe poster mare. Sunteți mari asta. Bine, voi veniți și de aproape, că aveți sala la 2 pași, adică nu ne mai facem... Bere gratis, doamnelor și domnilor, 20 de ani de activitate. Vorbeam cu Miță din aur, că ne aducem aminte exact cum am primit la radio primele lor cântece, căci de atunci nu ne-am cunoscut personal decât foarte, de fapt nu, peste vreo 4-5 ani. Cam ne-am așa. Văzut de adevăratele și am stat mult timp împreună, timp suficient pentru noi să le învățăm toate piesele, că suntem doctori în bere gratis. Bere gratis n-au dat niciodată, dar... Ba da! Ba da, știi că n-am fost atunci în turneu și ziceam, vrem și noi o și bere. Sigur că, dar nicio... nu, vrem și noi o bere. Gratis. Vă mulțumim.